greutăți, după greutăți. 50-55, așa, în ordinea greutăților, vă rog. Atenția tuturor! Deci, în conformitate cu decizia administrației primăriei învățământ, tineret, sport, în categoria de greutate unde nu sunt 4 persoane, premii nu se discernează. Ca să cunoașteți lucrul este foarte bine este filmat de domnul Cătălupincă. Da. Am înțeles. Finaliștii vor primi, ceilalți nu primesc. Ca să știți, locul 1 120 de lei, locul 2 80, locurile 3 de 50 de lei. E clar? Ca să cunoașteți locurile, să nu pe urmă să meargă cu scrisorile către direcție. Categoria 44 de kilograme, locul 1, Mocanu Ana, locul 2, Turcan Paulina și locul 3, Gârlă Nicoleta. Decorarea o desfășoară reprezentantul direcției municipiului Chișinău, domnul Mardar Vasilie. Toată lumea când te ascultă, noi recunoaște un sport care poate nu ne legi un dom. Suntem cei care practică lupta și ne mândrim că am rămas fidel pentru judo. Chiar ce se spune, poate nu înceapă. Categoria 48 de kilograme, locul 3, Curoș Doina, locul 3, Tabac Larisa, locul 2, Rusu Nicoleta și campioane Zoria Vera. Curoș, ia ca și curoș, și curoș. Așa, locul 1. Și pentru cei care practică luptele judo. Toată lumea stă în picioare și atinge acești apoloni care practică judo. Mii de aplauze pe continente și toată lumea salută miracolul judo. Categoria 52 de kilograme, locul 3, Călimescu Valeria și Bârcă Marilena. Locul 2, Oprea Cătălina și campioană Scutaru Liliana.
și campioana cu eu le-am spus. Da. Și ați bătut pe copiii bani? Nu, nu, locul 3, 108 metri, 55, cine a doilea?
Luăm o vaccin, doamnă și prieteni. Thank you.
Mortan Nedo și locul 2 Daniel Buntu. Yeah.